Bună ziua! Mulțumesc! Astăzi începem ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Onești din data de 5 august 2024. Înainte de a intra în ordinea de zi, facem prezența Ana Ileana în sală, Agape Alexandru. Prezent! Andronache Nicolae Tudor. Botezatu Maria. Prezent! Bujor Dumitru în sală. Cimpoieșu Gheorghe. Prezent! Dobor Sergiu Mihai în sală. Dobrea Costel. Prezent! Doilez Genica. Prezent! Dumitru Mihai. Jircu Adrian. Prezent! Gitaru Adrian în sală. Maxim Miluță. Prezent! Morar Marian Dorin. Orhian Ionuț. Prezent! Pașcua Păvăloaie Elena. Popescu Carmen. Prezent! Roșca Sorin. Prezent! Sergentul Adrian. Prezent! Sticlarul Dana Cerasela. Prezent! Zazu Ciprian. Prezent! Reluăm un pic. Andronache Nicolae Tudor. Da, bună ziua, vă rog să mă lași mine prezent. Ok. Prezent, eu, bună ziua. Botezatul Maria Zis, Doboș Dobrea, Dumitru Mihai. Intră. Morar Marian. Pașcua Păvăloaie. Prezent, sunt prezent aici. Cum așteți proiectul ordinii de zi din convocare și cu suplimentarele produse, propuse? Da. Dacă sunt observații la ordinea de zi? Dacă nu sunt, supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Ana Ileana. Pentru. Agape Alexandru. Pentru. Andronache Nicolae. Pentru. Botezatul Maria. Pentru. Bujor Dumitru. Cimpoieșu Gheorghe. Pentru. Dobor Sergiu Mihai. Pentru. Dobrea Costel. Pentru. Doilez Genica. Pentru. Dumitru Mihai. Jircu Adrian. Nu? Jitaru. Pentru. Maxim Miruță. Pentru. Moraru Marian. Orhian Ionuț. Pentru. Pașcua Păvăloaie Elena. Popescu Carmen. Pentru. Roșca Sorin. Pentru. Sergentul Adrian. Pentru. Sticlarul. Pentru. Zazu Ciprian. Pentru. Înainte de a intra în ordinea de zi, dacă sunt observații la procesul verbal din 29 iulie 2024. Cine este pentru? Agape Alexandru. Pentru. Andronache Nicolae. Pentru. Botezatu Maria. Pentru. Cimpoieșu Gheorghe. Pentru. Dobor Sergiu Mihai. Pentru. Dobrea Costel. Pentru. Doilez Genita. Pentru. Dumitru Mihai. Jircu Adrian. Jitaru. Maxim Iuță. Pentru. Moraru Marian. Orhian Ionuț. Pentru. Pașcua Păvăloaie. Pentru.
Roșca Sorin. Pentru. Sergentul Adrian. Pentru. Zazu Ciprian. Pentru. Intrăm în ordinea de zi. Proiectul numărul 1. Domnul secretar. Prin cererea depusă la Primăria Municipiului Ionești, domnul Balint Mariu solicită aprobarea documentației plan urbanistic zonal. Prin acest pus se propune introducerea în intragramul a terenului reglementat și se detaliază funcțiunile ce se doresc a fi realizate pe teren, indicatorii urbanistici, înălțimea maximă, precum și altele. Documentația de urbanism este structurată și elaborată conform normelor metodologice și a legislației în vigoare, fiind însoțită de toate avizele și acordurile prevăzute de lege și solicitate prin certificatul de urbanism. Față de cele menționate, vă supunem spre deliberare și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Raportul de specialitate la proiect de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei 1. Aviz favorabil. Comisia 2. Favorabil. Comisia 4. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului? Doamna președinte, eu la acest proiect nu votez. Mulțumesc. Dacă nu sunt observații la ordinea de zi, la punctul 1, cine este pentru? Ana pentru. Agape Alexandru. Pentru. Andronache Tudor. Pentru. Botezată Maria. Pentru. Pentru. Cimpoieșu Gheorghe. Pentru. Doilie Jenița. Pentru. Dumitru Mihai. Pentru. A intrat și Dumitru. Jil cu Adrian nu votează. Jitaru a votat. Maxim Miruță. Pentru. Moraru Marian. Pentru. Ochean Ionuț. Pentru. Pașcu Apăvăluaie Elena. Pentru. Roșca Sorin. Pentru. Sergentul Adrian. Pentru. Zazu Ciprian. Am spus că nu votează. Nu votează, scuzați. Nicio problemă. Proiectul numărul 2. Ca urmare a întocmirii unui raport de evaluare de către evaluator autorizat asupra unor proprietăți imobiliare de terenul ce aparțin municipiului Ionești, în baza reglementărilor legale în materie, vă supunem spre deliberare și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Față de cele menționate, vă rugăm de simțire. Mulțumesc. Raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei 1. Aviz favorabil. Comisia 4. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Agape Alexandru? Pentru. Andronache Nicolae? Pentru. Botezată Maria? Pentru. Cimpoieșu Gheorghe? Doilie Jenița? Pentru. Dumitru Mihai? Pentru. Jitaru. Maxim Miruță? Pentru. Moraru Marian? Pentru. Ortian Ionuț? Pentru. Pentru. Pașcu Apăvăluaie Elena? Pentru. Roșca Sorin? Pentru. Sergentul Adrian. Pentru. Zazu Ciprian. Pentru. Trecem la proiectul numărul 3. Domnul secretar.
Comisia Socială de Analiză a Cererilor Solicitaților pentru aprobarea repartizării atribuirii și închirierii locuinților pentru tine în clipa nevea, procedarea la verificare a dosarelor depuse la Registratura Primăriei Municipiului Onești și a stabilit lista solicitanților specialiști în sănătate care îndeplinesc condițiile legale necesare atribuirii unor locuințe anule. Față de cele menționate, vă supunem de liberării și aprobării prezentul proiect de hotărâre. Raportul de specialitate a fost prezentat, are cuvântul reprezentantul Comisiei de Speciale. Comisia 1? Aviz favorabil. Comisia 3? Favorabil. Comisia 4? Favorabil. Discuții pe marginea proiectului? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Agape Alexandru? Pentru. Andronache Nicolae? Pentru. Botezatu Maria? Pentru. Cimpoieșu? Doilez Genica? Pentru. Dumitru Mihai? Pentru. Jitaru? Maxim Minuță? Pentru. Moraru Marian Dorin? Pentru. Ocean Ionuț? Pentru. Pașcu Făgăloaie Elena? Pentru. Roșca Sorin? Pentru. Sergentul Adrian? Pentru. Zazu Ciprian? Pentru. Proiectul numărul 4. Conform prevederilor legale în materie, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta autorității deliberative spre analiză și aprobare execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor. Față de cele menționate, vă supunem spre deliberare și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Mulțumesc. Raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Agape Alexandru? Pentru. Andronache Nicolae Tudor? Pentru. Botezatu Maria? Pentru. Cimpoieșu, Gheorghe, Doilez Genica, pentru. Dumitru Mihai, pentru. Maxim Minuță, pentru. Moraru Marian, pentru. Ocean Ionuț, pentru. Pașcu Făgăloaie, pentru. Roșca Sorin? Pentru. Sergentul Adrian? Pentru. Zazu Ciprian? Pentru. Proiectul numărul 5? Pentru. Imobilul ce face obiectul propunerii de actualizare a informațiilor tehnice în cartea princiară este situat în intravilanul municipiului Onești, Bulevardul Mărășești 62 și este identificat pe planul de ampasare și delimitare întocmit de o persoană autorizată conform legii. Imobilul a fost măsurat ca urmare a solicitării 10 domeniul public și privat Oneștiului Sams, având ca scop actualizarea imobilizărilor corporale. Față de cele menționate, vă supunem spre deliberare și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Mulțumesc! Raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Agape Alexandru? Pentru. Andronache Nicolae Tudor? Pentru. Botezatu Maria?
Pentru. Doilez Genica. Pentru. Dumitru Mihai. Pentru. Cimpoieșu. Domnul Cimpoieșu, scuzați. Maxim Miluță. Pentru. Murar Marian. Pentru. Olhean Ionuț. Pentru. Pașcoa Păvăloaie Elena. Pentru. Roș Casolin. Sergentul Adrian. Pentru. Zazu Ciprian. Pentru. Trecem la proiectul numărul 6. Am ascultat. Pentru Roșca, să mă scuzați. S-a rezolvat. Proiectul 6. Prin proiectul de hotărâre se propune încheierea asocierii între municipiul Ionesc și județul Bacău în vederea finalizării și realizării în comun a obiectivului de investiții realizarea unui heliport care să deservească Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Duca din Onești. Pentru realizarea acestui realizarea obiectului asocierii, contribuția municipiului Onești constă în finanțarea în procent de 10% de valoare investiției, iar 90% fiind asigurat de către județul Bacău. Față de cele menționate, vă supuneți pe deliberare și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Mulțumesc! Raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Atis favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 4. 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Agape Alexandru. Pentru. Andronaite Nicolae. Pentru. Botezatu Maria. Pentru. Cimpoieșu Gheorghe. Doilez Genica. Pentru. Dumitru Mihai. Pentru. Maxim Miluță. Pentru. Moraru Marian. Pentru. Olhean Ionuț. Pentru. Pașcoa Păvăloaie Elena. Pentru. Sorin. Roșca Sorin. Pentru. Pentru. Sergentul Adrian. Pentru. Zazu Ciprian. Pentru. Proiectul numărul 7. Prin prezentul proiect de hotărâre se propune realizarea asocierii între municipiul Ionesc și județul Bacău, în vederea finalizării și realizării în comun a obiectivului de investiții de modernizare calea Judului, care reprezintă poarta de intrare despre localitatea Jud și este principala legătură a municipiului cu sudul țării și cu localitățile din județul Bacău. Pentru realizarea obiectului asocierii, contribuția municipiului Ionesc constă în finanțarea în procent de 10% din valoarea investiției, iar 90% fiind asigurat de către județul Bacău. Față de cele menționate, vă supunem spre deliberare și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Mulțumesc! Raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe favorabil. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Dacă nu sunt observații, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține? Nu. Agape Alexandru. Pentru. Andronache Nicolae. Pentru. Botezatu Maria. Pentru. Cimpoieșu Gheorghe. Doilez Genica. Pentru. Dumitru Mihai. Pentru. Maxim Miluță. Pentru. Morar Marian. Pentru. Olhean Ionuț. Pentru. Pașcoa Păvăloaie Elena. Pentru. Roșca Sorin. Pentru.
Sergentul Adrian? Pentru. Zasu Ciprian? Pentru. Proiectul 8 lăsăm la urmă. Proiectul numărul 9. Prin nota de fundamentare numărul 43.766/2024, SECE Domeniul Public și Privat Onești-SA înaintează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 propus pe rectificare ca urmare a necesității redimensionării cheltuielilor în raport cu gradul de colectare a veniturilor, iar în acest sens fiind necesară rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli prin mutarea anumitor cheltuieli între capitole, precum și în cadrul aceluiași capitol, conform contractului de delegare a gestiunii numărul 16.886 din 18.08.2010, încheiat cu municipiul Onești. Facem de asemenea precizarea că valoarea totală a bugetului societății rămâne neschimbată. Față de cele menționate, vă rugăm să aprobați proiectul în forma prezentată. Mulțumesc! Raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Agape Alexandru? Pentru. Andronaite Nicolae? Pentru. Botezatul Maria? Pentru. Cimpoieșu Gheorghe? Doilez Genica? Dumitru Mihai? Pentru. Maxim Miluță? Pentru. Moraru Marian Dorian? Pentru. Orhian Ionuț? Pentru. Pașcu Apovăloa Elena? Abținere. Roșca Sorin? Pentru. Sergentul Adrian? Pentru. Zazu Ciprian? Abținere. Domnul Dobrea? Totul abținere. A spus pentru. Pentru, adică nu. A spus și doamna Doilet. Doamna Doilet? Pentru. Mulțumesc. Proiectul numărul 8, probleme de interes local. Dacă are cineva ceva de... Da, bună ziua, Zarzu. O rugăminte către doamna director Langhian, dacă ne poate pune la dispoziție graficul de execuție a creșei din cadrul incendiului liceului Dimitri Cantemir. Ca să știm și noi, nu mai întreabă lumea cam când ar fi gata și dacă ne-ar putea pune la dispoziție acest grafic de execuție. Nu pot să vă pun graficul de execuție la dispoziție, întrucât realizarea acestei lucrări nu o facem noi, CNI-ul se ocupă de realizarea acestei lucrări. Ceea ce înseamnă că nu am la momentul ăsta un asemenea document. Da, în termen de finalizare acestei investiții o aveți cumva? Aproximativ. Nu știu să vă spun. Se poate face, îmi cer scuze că intervii, se poate face adresă către CNI, ca CNI-ul să ne comunice doleanța pe care o are colegul meu, adică e foarte simplu, doamna director. Da, am mai făcut două adrese la care deocamdată nu am primit răspuns, o să revenim la ei cu adresă. Măcar să ne trimite dovada faptului s-au făcut demersuri către CNI, urmând ca ulterior să facem și noi același lucru la rândul nostru în cazul în care nu primiți dumneavoastră răspuns. Sigur. Dacă nu declară închise ședința de astăzi. La revedere, zi bună! La revedere!